de ce îl ține coaliția așa în brațe pe Vlad Voiculescu, în ciuda criticilor, da, și în ciuda faptului că vedem că există în spațiul mediatic o campanie antivaccin mult mai semnificativă decât campania pro-vaccinare? Părerea mea personală este că, și am văzut lucrurile acestea în Comisia de Buget Finanțe, vorbind despre amendamente corecte, care ar fi fost în beneficiu mediului de afaceri și al antreprenorilor și în beneficiul cetățenilor. Și am constatat că este o teamă foarte mare între cele trei entități care astăzi ar trebui să formeze Guvernul României, în fapt sunt trei guverne, și că se suspectează reciproc și dacă cumva ar fi trecut vreunul din amendamente, ceilalți ar fi interpretat lucrul acesta ca pe un atac personal și de aici exista pericolul de a se rupe coaliția. Aceasta este explicația. Împărțirea funcțiilor este mult mai importantă pentru ei decât binele comun, adică decât sănătatea noastră. Și vă dau un exemplu, pentru că este vorba de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și despre... Știți că au mai inventat un post acolo? Avem doi șefi. În toată retorica despre bugetari, despre cei care stau pe spatele bietului antreprenor, toată această nebunie reinventată și reîncălzită, ciorba pe care o făcuse Băsescu la un moment dat, ce fac ei în fapt? În ciuda lucrurilor pe care le clamează tot timpul în mass media, au mai inventat o funcție pentru că aveau nevoie de a treia. Nu se înțelegeau, nu ajungea cât o funcție pentru fiecare. O funcție de președinte și două funcții de vicepreședinte. Să fie una pentru PNL, să fie una pentru USR și să fie una pentru UDMR. E foarte Aceasta este explicația ciudată, foarte mai simplă. Ales în contextul în care, da, ne plângeam în urmă cu ceva timp că aparatul bugetar este prea încărcat. Da? Plătim foarte mult pentru salariile bugetarilor și iată că inventăm sigur de acest acum. Lucru? Așa sigură? Spunea în opoziție fiind acum. Știți de ce? Pentru că, în fapt, de ce am pus întrebarea? Nu am reușit să citesc nicio analiză, niciun studiu. Și știm în același timp, tot din declarațiile lor din mass media, că sunt zone din sistemul bugetar unde este o foarte mare nevoie de personal. Spre exemplu, medicii sunt bugetari, cei care lucrează în sistemul de sănătate public. Și știm că la ATI avem o foarte mare nevoie de personal. Și de personal calificat, de medici, dar și de asistente și de toți ceilalți care vin să facă ca acest serviciu să fie unul de calitate pentru cetățenii din România. Dar, bun, despre dar avem nevoie de doi șefi, spre exemplu, la TVR, că și acolo înțeleg că sunt discuții, sau la Casa Națională de Asigurări, avem nevoie de, mai inventăm un post cu de șef? Cu certitudine nu. Este evident că dacă lucrurile au funcționat atâta vreme, nu mai era nevoie de încă un post de vicepreședinte la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și singurul motiv este acesta că trebuie să fie trei funcții pentru a se împărți ușor între PNL, USR plus și UDMR.